Oferta studiilor universitare de licență, care a constat în 42 de programe, a atras un total de 1.951 de noi studenți, dintre care 343 de etnici români de pretutindeni. La forma de învățământ la distanță s-au înmatriculat 322 de candidați, repartizați pe 9 programe de studiu. Studiile universitare de masterat s-au dovedit de asemenea atractive. La finalul concursului de admitere, la cele 36 de programe s-au înmatriculat 1.109 candidați, dintre care 142 de etnici români de pretutindeni. Acestora li se adaugă alți 124 de noi studenți înmatriculați la programele de conversie profesională. În ceea ce privește studiile de doctorat, unde au fost disponibile 49 de locuri bugetate, s-au înmatriculat 61 de candidați. O nouă sesiune de admitere la doctorat se va desfășura în perioada 24-28 septembrie. De asemenea, pentru celelalte programe de studiu, unde mai există locuri disponibile, un nou modul de admitere se desfășoară în perioada 24-26 septembrie. Informații detaliate pot fi obținute consultând pagina www.admitere.usv.ro.